Bună ziua, bună dimineața, prietenul, bună ziua, nu? Sau bună ziua pentru unii, că deja a trecut dimineața. O dimineață interesantă astăzi, la Chișinău. Prieteni, iată că dezvăluirile lui Rize mișcă lucrurile din loc. Unde sunt eu acum? În fața casei, făcută din bani furați pe care doar eu am devolat-o, intersecție strada Cireșilor cu George Meniuc, această casă de 1 milion de euro al lui Vadim Vitiuc. Ce-l a arestat astăzi? Pentru îmbogățire ilicită. Ce interesant! Nu? Ăsta al partidului Șor. Va vorbi Riza de Vitiuc? Cred că am făcut alergie de cât am vorbit de golanul ăsta de la Bălți. Vadim Vitiuc. Dă nevastă sa cu salonul unde, știți, am prins-o acolo și punea mâinile la ochi. La Grace, Grace. Cu fisa la Londra care spală bani într-un offshore. Cu fetele asociată cu surorile, cu cele două surori, fetele unui criminal aflat în pușcărie în Rusia. Da, prieteni, a? Iată că lucrurile se adevăresc. Vadim Vitiuc a fost reținut astăzi. Reținut aici la Chișinău. Pentru ce? Pentru îmbogățire ilicită. Doar Riza v-a arătat adevărul. Nimeni din presa moldovenească, toate scursurile astea, Rață, Gonța, Bogza, toate panaramele astea care vă manipulează, nu mai zic de site-urile, în care hămăie imediat când e vorba de Riza. Dacă e vorba de adevărurile spuse de Riza, tac. Tac pentru că deranjează, pentru că ei sunt cei plătiți de ăștia de la Partidul Șor. Din banii furați moldovenilor, Parașuta Tauber, Ivanova asta, Golanca asta pe care o propunea unii la președinție. Stați că am dezvoluit. N-am avut timp să mă ocup și de vagabonda asta de Ivanov. Să vă zic eu ce fete are, ce parașute are și pe unde sunt angajate. Tot pe banii voștri fraieri, de fraieri. Că voi stați acasă în loc să ieșiți în stradă. Stați acasă. Și vă lăsați în continuare umiliți de golanii ăștia. Să vedeți ce salarii au și nici nu se duc pe la muncă fetele lui Ivanov. A? Lui Parașuta bătrână Ivanov. Prieteni, duminică, fiți alături de mine. Că acum vă fac o surpriză, mai merg pe strada asta puțin. Și mergem și în fața lui Reșednikov, pentru că surpriză. A fost reținut și Reșednikov, fostul șef al SIS-ului. Cu nevasta aia, cu golanca aia, cu panorama aia de ala Reșednikov. Mai știți? Tot Rizea va dezvălui și asta. Ce v-a spus Rizea de casa lui? Că și ăsta e luat pe îmbogățire ilicită. Că a trecut-o pe numele lui soacră sa. Face mă cineva curățenie acum după dezvăluirile lui Rizea, a? Se pare. Se pare că a început marea curățenie. De primăvară, nu de toamnă. Prieteni, doar eu, nu uitați, doar eu am avut curajul să spun lucrurilor pe nume. Și spun în continuare. Eu v-am spus de casa asta, în stil mediteranean al lui Vadim Vitiuc, de 1 milion de euro. Uitați-vă, și-a oprit toate lucrările. De când a fost Rize aici, acum o lună jumate, s-au oprit toate lucrările. Da? Casă cu materiale scumpe. Ia uitați-vă ce aici, ce gard are, a? Ce gard are, firea armăsa, dracu, de zici că e gardul de la penitenciarul 13. A? A, uitați, prieteni. Ia uitați ce casă de barosan. Țăranul ăsta, papuașul ăsta, a? De Vadim Vitiuc. Cu nevastă sa aia, cu panorama aia și cu copiii aia, unul bătăuș de ofițer CNA, îi bate pe aia, le scoate dinții din gură și nu pățește nimic. V-am arătat tot. Vitiucu Antonevici ăsta, de la Bălți, care au subt în continuare și sug zi de zi contractele. Contractele cu instituțiile statului din zona de nord, toate-s la ei, prieteni. Tot ce se face din bugetul statului este căpușat de ei. Și nu v-am zis eu de Violeta Ivanov? Nu v-am zis eu câtă șpagă a luat? Nu v-am zis eu ca să, și cu Vitiuc, ca să-i pună pe aia în funcție acolo? Păi ce dracu, mă, cine v-a mai spus așa ceva? Ziariști ăștia împuțiți, care se numesc ziariști, care la semnul lui Saulenco, hop, Părize, toți, site-uri, toți, mamă, gata, bum! Și când a fost vorba de Vadim Cojocaru, de înregistrat, bă, v-am pus pe tavă totul. Frații, dracu să fii și vă mai pune Rizea pe tavă. Stați să vezi ce urmează procurorilor corupți care ați nenorocit țara asta. Stați să vedeți ce înregistrări scoate Rizea cu voi. Și de la curve, și cum luați bani, și cum închideți dosarele, și cum faceți voi
Faceți voi dosare altora la comandă. Și ce comenzi? Băi, Bobrov, bă, te așteaptă zile grele, Bobrov. Șmecher, a? E șmecher tu, Argiungla, pe ce cox. M-ai făcut un dosarul ăla cu Andy Spița, a? Ai că apar acum toate. Rațeai, dracu de scursuri ale societății. Golanii ăștia. Au avut procurorii petrecere, dacă nu știți, vineri seara. Ci că e un club Atico. Îl știți aici, la Chișinău? Prieten, 400 de procurori s-au înghesuit pe banii voștri. Ziua procurorului, lați-ai dracu să fiți, mai bine intram pe acolo să vă dau dracu cu ceva să vă arunc în aer pe toți. Ați-ai dracu de scursuri, aveți timp de petreceri. Voi n-ați prins un infractor în viața voastră, voi n-ați făcut un dosar și vardă de petreceri, mă, golanilor. Auziți, a venit poliția să-i controleze, de... să vadă dacă se respectă condițiile antipandemie și știți că după ora 22 nu mai poate funcționa niciun local. Da? Că astea sunt, astea sunt măsurile luate de autorități. Ei erau acolo la șprițuri procurorii, la Atico. 400 de vagabonzi, prieteni. Știți ce au făcut? Băie de desene animate, au sunat la 112 că îi sechestrează poliția. Pe de o parte, poliția nu era lăsată să intre. Vă dați seama, păi îi turnau pe ăștia. Începea războiul între clanurile mafiote, clanul polițiștilor cu clanul procurorilor. Și ăia țineau ușa închisă pe partea aia, trăgeau de ușă să nu intre polițiștii și sunau la 112 că sunt sechestrați. Bă, vă dați seama ce a ajuns Moldova. De ziua procurorului, voi n-ați sărbătorit-o? Ați-ai dracu, când o veni Riza la putere, băgăm legea marțială. Știți cum o sărbătorim ziua procurorului? Vă punem pe toți la zid și vă luăm capetele. Ați-ai dracu de nenorociți. Aveți chef de onomastici, de sărbători pe banii fraierilor de moldoveni, pe banii celor care trudesc și au fugit din țara asta de cauza voastră. A? N-au liniște și s-au distrus sute de familii din cauza voastră. Niște vagabonzi, niște mafioți care v-a spus haină de procuror. Rație-i dracu să fiți de golani. Ziua procurorului, a? Hai că vă dărizea ziua procurorului curând la toți ăștia care ați nenorocit Moldova. Vă dau. Deci casa lui Vadim Vitiuc, așa, mafiotul de la Bălți, al Ușor, al lui Plahoniuc, golanul ăsta, uitați ce casă, și din profil așa să o vedem. Mamă, ce lungă e în spate acolo, a? A, uitați-o, prieten, Barosan. Casă de Barosan. Auzi ce materiale scumpe, a? Păi voi n-aveți ce pune pe masă și ăsta își pune ce puneți voi pe masă într-un an de zile numai într-o cameră, prieteni, materiale. A? De-aia ați plecat voi în diaspora. Uite, din cauza asta. Hai să vă duc acum și la Reșetnikov, că tot Rizea v-a arătat-o pe viilor aici. Casa pe care a pus-o pe numele lui soacră-sa. Și când eu am spus că în declarația de avere e zero barat, nu e nimic, prieten, la ăștia. Hai că mă urc acum în mașină și mergem direct pe viilor, prieteni, ca să vedem și casa lui Reșetnikov, că și pe el l-a arestat azi. A? Știți ăla care l-a ars puțin la ochiul maro, cecenii, cărora nu le-a dat bani. Că a luat 3 milioane de la unii când era el șef al SIS-ului, că le rezolvă întrebările și nu le-a mai dat banii la ăia și nici n-a rezolvat întrebările. Și ăia l-au prins după ce n-a fost șef al SIS-ului și l-au îndoit puțin de spate. Ați înțeles? Pe ăla, pe Reșetnikov. Mare, mamă, ce suna el când m-am dus eu la nevastă sa. Mamă, ce intervenții, ce alea. Ați-ai dracu de hoți, nu plătiți, mă, și voi în țara asta. A, aici trecem pe lângă Baros, mamă, ce... Am uitat, asta o face mâine, e vila lui Bodnari. Se pregătește și arestarea lui Vasea, care stă ascuns la Odessa. Nu-i problemă, ne ocupăm și de el mâine. Că azi avem prea mulți infractori pe metru pătrat. Și îi luăm pe ăștia care tocmai au fost arestați. Și ne oprim acum chiar în fața casei lui Reșetnikov, cel care a fost reținut acum de autoritățile statului pentru îmbogățire ilicită. Pentru că această casă, prieten, după cum Rizea v-a devoalat, când la început, în decembrie, v-am spus că această casă, aici opriți, această casă este... Pă, numele lui soacră-sa, că soacră-sa a fost pensionară toată viața ei. A lucrat, era să zic eu unde, și ce bați veni și voi acum când Riza va arăta astea, nu veneați niciunul. Rația-i dracu să fiți presa. Când Riza va arăta de Reșetnikov și de Golanca, de nevastă-sa, voi nu ziceați nimic, tăceați din gură. Acum ia uitați-i, prieteni, au venit aici ca șobolanii. A, șobolanii, că Riza a venit acum 2 luni.
să vă arate la Reșetnikov, la ăsta care l-a ars, l-a ars în cur direct cecenii, că trebuia să-i dea banii înapoi, șpăgile și n-a rezolvat întrebările, că trebuie să o spunem, l-a ars în cur, da. Da? Au venit și ăștia cu cursurile astea de pe la televiziunile celor care plătesc, când e vorba de Rizea, hop! Dar când e vorba să dea înregistrările audio, pentru care noi vom ieși în stradă, ăștia care vrem schimbare, nu vagabonzi ăștia de la presă, da? N-a dat nimeni înregistrarea cu Vadim Coșocaru, că e omul lor. Normal că își rezolvă întrebările la CNA presa cu Vadim Coșocaru. Rația e dracu să fiți. Vreți solidaritate? Vreți schimbare? Numai cum vreți voi. Mariana Rață, curva asta, și cu Angela Gonța, și cu Natasha Morari, și cu Lorena Boxa. Bă, numai parașute. Ce e, băi, Reșetnikov? Ai pe cineva pe aici, că tu ești la, tu ești la pușcărie acum. Ai pe cineva pe aici să ne, să ne bruieze? Spune. A venit și presa, prieteni. Au și-i curaj acum. Când au văzut că l-a luat pe ăsta. Până acum tăceau mâlc, că îi plătea ăsta. Și cu bagaboanta, parașuta de nevastă, să aia la Reșetnikov. Dacă nu scotea rize astea, venea cineva să ia pe îmbogățire ilicită. Ați văzut la Vadim Vitiuc, s-a dus cineva să vadă? Ei nu știu unde e casa lui Vadim Vitiuc. Tot eu v-am arătat-o și acum 10 minute. Știe presa unde e? Nu știe, prieteni, nimeni. Nu știe. Uite, asta, ăsta-i mulțumirea mea. Claxonul oamenilor și semnele pe care ei le fac. Asta contează cel mai mult pentru mine, prieteni. Faptul că voi apreciați munca pe care eu o fac și bătălia pe care o ducem cu sistemul mafios, da? Ia uitați, a venit presa, presa. Presa asta manipulată, ăștia care și-au bătut joc de voi atâția ani de zile. Ați văzut-o pe Lorena Boxa, ce bine? Bagă cașcavalul de la voi, de la Fraierii Moldovei. Mariana Rață, se arde! Se arde cu Viorel Morari. Ați văzut-o că nu mai poartă și a pus asta lentilă de contact. Panorama asta de rață, că și că să fie mai interesantă, că nu-i mai plăcea lui Viorel Morari în pat, se lovea de ochelari ei când o sucea pe o parte și pe alta. Ați înțeles? Și când o dădea pe spate, ci că i-a spart ochelarii. Înțelegeți? Că amândoi poartă ochelari și atunci a zis, măcar tu să n-ai ochelari, Mariana. Asta i-a zis Viorel Morari. Da. Hai dracu să fiți de golani, ați venit și voi la spartul târgului, a? Ați venit și voi. Presă, asta e presa care îi spune presă în Moldova. Niște golani, niște maimuțoi care v-au manipulat mereu moldoveni. De-aia fiți alături de mine, fiți alături de Rizea duminică, pentru că e singura șansă să arătăm că ne pasă. Dacă vă pasă. Dacă vă pasă, dacă într-adevăr vreți ca Vadim Coșocaru, cel pe care l-ați auzit cum închide dosarele, cu davai noroc, vreți să rămână în funcție, atunci nu veniți. Ce să vă spun? Dar dacă vreți și vă pasă ca, și nu mai vreți ca astfel de oameni să fie în funcții de demnitate publică, în funcții care să decidă viitorul vostru, vă aștept pe toți, duminică, la ora 12, în fața Parlamentului Republicii Moldova, la Cafea cu Rize. Pentru ca să solicităm demiterea lui Vadim Coșocaru de către Parlament, pentru că doar Parlamentul, prieteni, are această atribuție conform legii. Parlamentul e cel care l-a numit în 11 iunie 2020 pe Vadim Coșocaru, director ajuns la CNA. Și eu de aceea vă rog, veniți alături de mine să încercăm să schimbăm ceva. Să arătăm tuturor că nu suntem puțini prieteni, pentru că e asta, cred. Și de asta ne umilesc în continuare, pentru că ei cred că ce contează, sunt acolo unii pe Facebook, e Rizea pe YouTube, pe site, pe nu știu ce, că se uită lumea la el, da, se uită diaspora la el, da, ei, pentru ei nu contează asta, prieteni, pentru că ei au încă pâinea și cuțitul, da? De-aia vreau să veniți cât mai mulți, să fiți solidari cu ideea de a schimba ceva în țara asta. Nu uitați, duminică, ora 12, în fața Parlamentului. Să fiți cât mai mulți, pentru că Rizea s-a pregătit cu cafea pentru toată lumea și 5.000 de cafele, dacă e nevoie, aducem. Ne revedem diseară, prieteni, orele 20. Fiți alături de mine, fiți alături de emisiunea pe care o realizez pentru voi și de dezvăluirile incendiare cu care voi veni și în această seară. Să aveți o zi frumoasă până atunci, dragi prieteni.